Bună ziua, stimați telespectatori. Iată-ne din nou în compania domnului general Orzeață. Vă propunem astăzi un subiect foarte fierbinte, având în vedere natura evenimentelor care se petrec acolo, și anume ne propunem să vorbim puțin despre evenimentele din Ucraina. Noi ne-am făcut o datorie de onoare informându-vă asupra unor evenimente abrupte, evenimente care atrag mari populații și un număr mare de oameni interesați în evenimentele respective, care sunt interesați pe însăși afectarea directă. Rămân fără locuință, bombardați, prizonieri, răniți, morți și așa mai departe. Un astfel de eveniment extrem de fierbinte se petrece de câțiva ani de zile în proximitatea graniței răsăritene a României, și anume în Ucraina. Evenimentul a debutat, așa cum se știe, prin intervenția armatei ruse, care a preluat Ucraina, și s-au întâmplat acolo și alte evenimente despre care am să rog pe domnul general să vorbească, pentru că sunt evenimente militare, sunt acțiuni militare pe care dânsul le înțelege și poate să le descrie mai bine decât noi. Cert este că războiul acesta, că până la urmă este un război între Rusia și Ucraina, între 2014 și 2018 a produs până în momentul de față 10.000 de decese. 10.000 de morți. Aproape 1.000 de prizonieri. Bine, s-au mai produs și schimburi de prizonieri și altele, dar aproximativ 1.000 de oameni împrizonierat. În același timp, evenimentele s-au dezvoltat, ele nu merg spre o rezolvare pașnică și către o stingere a evenimentului respectiv, a conflictului, ci merg din contra către o dezvoltare a conflictului. Acolo a început și NATO să fie interesat. Americanii au acolo instructori, au consilieri de război, au consilieri militari. În Marea Neagră vine flota americană. Rușii, de asemenea, au adus și ei armament. Au întărit paza în zona Crimeei cu contribuții substanțiale, cu, au adus rachete speciale, sol-aer, S-400. Nu au adus o singură trupă, au vreo 4 grupuri de rachete S-400 acolo. Da. Această acumulare și acest interes și aceste evenimente nedorite preocupă fără îndoială populația. Noi suntem în vecinătate, avem graniță cu Ucraina și avem datoria să ne informăm. În acest sens vreau să înțelegeți demersul nostru. Domnule general, vă rog foarte mult, dacă este posibil, să luăm puțin evenimentele de la începutul lor. Să vedem poate și puțin din istoria Ucrainei, pentru că Ucraina n-a fost multă vreme a ucrainienilor. A fost stăpânită de diverse popoare vecine și de câteva vreme Uniunea Sovietică, creată la 1916-17, 22, 1917 a fost revoluția și în 22 s-a proclamat RSS-ul. În momentul acela au și dat ucrainienilor pământ, le-au dat o țară. Și, sigur, după aceea s-au produs tot felul de evenimente și iată, în momentul de față, conflictul acesta privind Crimeea și accesul rușilor la Marea Neagră, fără îndoială. Să luăm cu începutul. Istoria Ucrainei este zbuciumată pentru simplu motiv că este într-o zonă care, mai ales de câteva secole, este cumva la confluență între Est și Vest. Chiar dacă, în principiu, ea este în estul Europei și prin structura populației, din punct de vedere etnic, vreau să zic, și religios, se vede această dihotomie, i-a spune, între Est și Vest, pentru că, așa cum amintea și dumneavoastră, Ucraina a fost, în urmă cu câteva secole, parte
când a ducatului lituanian, când a regatului polonez, când partea Rusiei, după aceea iar a trecut la Polonia după primul război mondial, spre exemplu, când a fost războiul polonezo-rus, care s-a încheiat în 1921 cu pacea de la Riga și o parte din Ucraina a revenit Poloniei. După al doilea război mondial, practic, partea care a fost la polonezi din Ucraina a revenit la URSS. Și mai mult de atâta, vorbeați despre alipirea unor alte entități teritoriale, cum a fost, spre exemplu, Bucovina de Nord, ca parte a pactului Ribbentrop-Molotov din 1939, dar care efectiv a devenit parte a URSS-ului prin Ucraina după 1945. De asemenea, Ucraina subcarpatică a fost o parțial la Slovacia, parțial la Ungaria și Crimeea, care în 1954 Hrușciov, fost secretar general al PCUS din Ucraina, când a ajuns secretar general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a decis să o alipească la Ucraina, deși, conform Constituției de atunci a URSS-ului, decizia nu trebuia să aparțină partidului, ci Consiliului Republicilor Unionale și Regiunilor Unionale. Deci asta s-a întâmplat în 1954. Populația Crimeei, pentru că practic Crimeea are o mare importanță în istoria recentă a Ucrainei, este majoritar rusofil. Acolo mai există tătari și, bineînțeles, există și ucraineni. După unele date statistice, în momentul de față, Ucraina are aproximativ 78% ucraineni, 17,3% ruși, și mai sunt minorități naționale sub 1%, cum ar fi, spre exemplu, belaruși 0,6%, moldoveni 0,5%, români 0,3%, unguri 0,3% și așa mai departe. Acum, în istorie, Crimeea a aparținut și hanului tătar. Așa. A fost hanatul Crimeei. Așa este. A fost, după aceea au stăpânit-o și turcii. După războiul 1856. Veneția, ducatul Veneției și al Genovei au avut acolo, de asemenea, au fost și golonii grecești înainte de, deci la începutul Evului Mediu. Deci istoria pe ansamblu... A fost o atracție această Crimeie. Așa este. Din multe puncte de vedere, dar mai ales dacă luăm exclusiv partea militară, din punct de vedere strategic, este important. Din acest motiv, printre altele, Rusia a insistat să revină Crimeea la Rusia, fiindcă acolo exista sediul flotei rusești a Mării Negre, la Sevastopol și Balaclava, când a fost Revoluția Portocalie. Acum sare peste niște evenimente, că într-un fel zic eu că o parte din acestea sunt cunoscute de oamenii care sunt interesați. Deci Revoluția Portocalie din 2004, câștigat alegerile de către Victor Iușcenco, cu acea ocazie, practic, populația și Occidentul, care într-un fel a sponsorizat Revoluția Portocalie, au sperat că Ucraina se va îndrepta către Occident. De altfel, Iușcenco a și declarat că va, în momentul când se va încheia tratatul, de fapt, când se va încheia termenul de încheiere a bazelor de la Sevastopol și Balaclava, nu va mai prelungi contractul cu Rusia. Acolo este și un, domnul profesor, acolo este și un aeroport foarte mare. Sunt. Și un aeroport militar foarte puternic. Pentru că această Crimeea este pur și simplu nordul Mării Negre și are control cumva asupra întregii zone marine. Da. Deci se poate folosi, să zicem așa, ca un cap de pod pentru controlul nu numai a Mării Negre, ci și a spațiului din sud-estul Europei, mai ales dacă luăm în calcul, sărim puțin peste timp, din apropierea actuală între Turcia și Rusia, Turcia pe care un reputat analist american, George Friedman, a considerat-o aliatul nesigur, adică este partea NATO, dar are o poziție un pic deosebită, pentru că se crede un pic frustrată de toate evenimentele care au avut loc, în principal în momentul apropiat și mijlociu. Și din acest punct de vedere,
a decis să își extindă relațiile cu China, spre exemplu, ca să constituie, să realizeze un scut antirachetă cu Rusia pentru diverse proiecte, inclusiv pentru intervenția din Siria de anul trecut. Se pregătesc și este legitimă gândirea pentru orice situație. Se poate spune și așa, dar există și analiști care, luând în calcul istoria Turciei mai recentă și mai ales evoluția lui Erdogan, actualul președinte al Turciei, pe care deja unii îl numesc sultan, și un posibil vis al acestuia de a restaura Imperiul Otoman. Chestiune care se desprinde și din alte aserțiuni pe care le-a făcut în diverse ocazii, inclusiv una care este destul de surprinzătoare, ea spune eu. Zice, Europa are mai multă nevoie de noi decât noi de Europa. Apropo de orientarea către Asia și către Extremul Orient. Domnul profesor, dar să ne întoarcem la Crimea. Spuneați că Ianucovici și-a propus să nu mai înnoiască tratatul. Da. A fost o înțelegere, un tratat care a fost semnat între Ucraina, între Kiev și Moscova, un tratat care s-a semnat la Budapesta, care dădea voie rușilor să staționeze militar în Crimea până în 2047. Pe acest fundal, probabil, așa am citit eu cel puțin. Deci, trebuia să se încheie în 2015 și a fost prelungit în 2013 de către Victor Ianucovici până în 2042. Da, 47 am găsit eu, dar probabil că da, este o așa cum spuneți noastră, da. E, de ce s-a ajuns aici? Pentru că Ianucovici, de fapt, a câștigat alegerile în 2004, dar a intrat în conflict cu Iulia Timoshenko, prim-ministru de atunci și partener de coaliție, și ulterior a destituit-o și a apărut neîncrederea în... În Moscova. Nu numai. A apărut neîncrederea, în primul rând, în acest parteneriat, Ianucovici și Timoshenko. Da. Fapt pentru care la alegerile parlamentare din 2006 anticipate le-a câștigat Partidul Regiunilor, condus de Victor Ianucovici și, scuzați-mă, Deci am încurcat Iușcenco cu Ianucovici. Revoluția Portocalie a fost cu Iușcenco și Ianucovici este cel care care a părăsit. Așa. Deci în 2006 a câștigat alegerile și a ajuns prim-ministru, iar în 2010 a câștigat alegerile prezidențiale și atunci a semnat contractul de prelungire. Da. În schimbul acestui contract, numai un pic, este important. Rusia s-a angajat ca să le furnizeze gaze ucrainenilor cu 30% mai puțin decât prețul pieții. Ceea ce era foarte important. La care se adăuga și chiriile pentru conductele care există pe teritoriul Crimeei pentru transportul gazului rusesc către Occident. Da, special m-a dus vorba despre acest contract, despre această înțelegere care s-a făcut la Budapesta, pentru ca să înțelegem care este dreptul, până la urmă, legitim sau nelegitim al rușilor să dorească să ocupe Crimea și să o și facă până la urmă. Dreptul legitim este dreptul istoriei și dreptul forței. Se poate pune și această problemă, însă, cel puțin din știrile oficiale existente în momentul de față, s-a organizat un referendum în Crimea, după evenimentele ce au intrat. Așa, și rezultatul referendumului a fost covârșitor în favoarea secesiunii de Ucraina, aproximativ 97% din votanți, și asta s-a întâmplat pe 16 martie 2014, iar pe 18 martie au cerut alipirea la Rusia. În aceea zi, Duma de Stat a decis să accepte solicitarea celor din Crimea. Și, practic, în acest fel, să zicem așa, s-a întors cumva Crimea la, că ea a aparținut până în 54, cum spuneam, Republicii Socialiste Federative Ruse. Ruse, da. Ei, sigur că există controverse în legătură cu numărul de votanți, cu eventuale fraude, cu eventuale presiuni, având în vedere că existau militari ruși în insulă, dar ceea ce nu se spune,
tratatul sau contractul, cum îi spuneați dumneavoastră, între Ucraina și Rusia, dădea dreptul Rusiei să aibă 25.000 de militari în Crimea. Da, exact. Ei nu au avut atât de mulți oameni. Și când au apărut evenimentele, să ne amintim, după ce Ianukovici a plecat din Ucraina, asta s-a întâmplat pe 22 februarie 2014, Putin s-a adresat Dumei de Stat la solicitarea lui Ianukovici, care a făcut o scrisoare, să intervină și să stopeze evenimentele din Ucraina. Și s-a adresat Dumei de Stat ca să-i dea dreptul să folosească forța pentru a interveni în Ucraina ca să nu se extindă evenimentele și în Rusia. Acum, deci, istoricește, Crimeea a aparținut Rusiei. În 54, Hrușciov o trece pentru o hotărâre contestată, o trece la Ucraina, la Ucraina. Da. Se întărește această trecere a Crimeei la Ucraina prin înțelegerea de la Budapesta. Pe acest fundal, trupe fără însemne rusești, pătrund, ocupă Ucraina. Este clar că erau rușii și nu altcineva. Nu Ucraina, Crimeea. Crimeea, mă iertați, ocupă Crimeea. Bun. Și în acest moment ne aflăm într-o situație de război atipic, în care are loc o invazie, nu se știa, sau mă rog, rușii au negat multă vreme, până la urmă au recunoscut că sunt trupele lor. Nu, la început au spus asta, cu 25.000. Da. Adică au completat și până la... Lipsește o declarație de război, dar avem invazia, în schimb. Păi, dacă luăm, exceptând războiul din 1991, toate celelalte confruntări care au avut loc în această ultimă perioadă au fost fără declarații. De exemplu, intervenția NATO în Serbia și în Kosovo a fost fără declarații. A devenit așa un fel de... A fost mai degrabă, dacă se poate spune așa, un avertisment și un fel de ultimatum adresat lui Milosevic să prosească puterea. Situație valabilă și în 2002, când tot așa, ultimatum transmis la televiziunea americană către Saddam Hussein să plece, să prosească. Deci, se poartă. Să luăm evenimentele din Crimeea și din Ucraina. Da, da. Intrarea rușilor în Crimeea a dat curaj separatiștilor, celor nemulțumiți de lovitura de stat care l-a instalat pe Poroșenko, da? După Maidan, pentru că a fost o lovitură de stat. Atunci a fost lovitura de stat. Da, a fost o lovitură de stat. Că Poroșenko a fost ales pe alegeri libere care au avut loc în mai 2014. Așa. Dar lovitura de stat a fost cu Maidanul. Euromaidanul, cu Maidanul, și în principal da. Cu sectorul de dreapta, adică extrema dreaptă. Cei nemulțumiți s-au grupat sub forma grupurilor de separatiști care s-au declarat independenți în Lugansk și în Donbass, și bine poate în Donetsk, pardon. În Amândouă sunt partea Donbassului. Donbass. Dar nu tot Donbassul. Și în felul acesta, partea răsăriteană a Ucrainei se dorește independentă, se dorește separată și există chiar ideea ca cele două zone, Lugansk și Donetsk, să se unească și să formeze un fel de republică care să se afilieze la Rusia, ca tendință vorbesc din ceea ei ce... Ei chiar au solicitat să se unească cu Rusia, dar au fost refuzați. În schimb, declarația ministrului de externe de atunci și în prezent, Lavrov, a fost aceasta, că trebuie luați în considerare că este opțiunea lor și, în consecință, Kievul trebuie să negocieze cu ei, pentru că puterea de la Kiev nu a vrut să discute cu ei, considerându-i teroriști și extremiști. Și, bineînțeles, sunt nelegitimi, pentru că actul lor a fost împotriva Constituției Ucrainei. Dar, pe ansamblu, există și scenarii mai multe, inclusiv acela ca acest, să zicem așa, efect al dominoului să continue cu toată partea de nord a litoralului Mării Negre, ca să se poată uni Rusia cu cele două autoproclamate republici, Luhansk și Donetsk, și să ajungă până la Ucraina, astfel încât, până la Crimeea, scuzați-mă, astfel încât să poată să
asigure, pentru că se asigure din punct de vedere economic și social existența celor din Crimea, pentru că resursele peninsulei nu sunt așa de grozave și ei nu se pot autosusține. Mai este încă ceva. Relația, legătura geografică, legătura pe tărâm uscat, este printr-un iz foarte îngust. Pe de altă parte, granița actuală a Ucrainei vine foarte aproape de aeroport, de celelalte zone militare. Și probabil prin această înglobare, rușii doresc să aibă un tampon între limita și proximitatea obiectivelor militare care erau expuse în felul acesta loviturilor directe ucrainene. Ceea ce n-am spus și cred că este important de menționat, chiar și înainte de evenimentele acestea, Crimea a fost republică independentă în cadrul Ucrainei. Dar aș vrea să menționez că există și un proiect rusesc de construirea unui pod de peste 20 ceva de kilometri care să treacă peste Marea Azov și să poată să faciliteze legătura terestră între Rusia și Crimea. Sunt multe proiecte, asta înseamnă bani mulți și bineînțeles că e nevoie de timp ca să poată fi realizate, să se ajungă aici. Important este însă că actuala condiție a Rusiei nu concepe sub nicio formă să renunțe la Crimea, chiar dacă au existat presiuni diplomatice din tot Occidentul și din o mare parte a comunității internaționale ca această peninsulă să fie retrocedată Ucrainei și să se... De altfel și ultima declarație care a fost relativ recentă a ministrului de externe, adică al șefului Departamentului de Stat al Statelor Unite, care a spus că obiectivul important al Statelor Unite în această zonă este să restaureze integritatea teritorială și suverenitatea Ucrainei. Apropo de evenimentele din Crimea și respectiv din cele două regiuni din Donbas. Cu toate acestea, reprezentantul SUA în Ucraina are deseori întrevederi cu reprezentantul lui Putin. Păi e normal, pentru că asta este și misiunea lui. Da. De-aia este acolo și mai mult de atâta, Rex Tillerson, șeful Departamentului de Stat al Statelor Unite, a spus că sancțiunile, n-am trecut peste asta, dar din momentul în care s-a făcut trimitere la intervenția Rusiei în Ucraina, au apărut sancțiuni politice, economice, financiare și inclusiv militare între NATO, Uniunea Europeană și Rusia. Poate ar trebui să amintim și faptul că acestea sunt problemele militare în ansamblu și istorice în ansamblu, dar acolo, în fapt, în teren, sunt sate întregi bombardate, orașe, străzi ocupate de o grupare sau de alta, se duc lupte foarte asemănătoare cu luptele de gherilă. Unitățile respective nu sunt niște unități strict militare, chiar dacă au proveniență militară. Lipsește o uniformă, de pildă. Acolo luptă vasi civili, soldații respectivi, vorbesc de separatiști. Au o înarmare suficient de serioasă, așa încât să facă față la ceea ce sunt solicitați acolo din punct de vedere militar. Din coace de partea ucraineană, ucrainienii, pe lângă beligeranța propriu-zisă la limita de front, au apărut comitetele negre, un fel de organizații paramilitare bine tutelate și care merg și intimidează populația etnică de etnii diferite, chiar și în satele românești. Am urmărit un reportaj, chiar la noi s-a dat, la noi pe post, un reportaj din niște sate românești, în care oamenii povesteau că vin noaptea grupe de tineri și mai puțin tineri îmbrăcați în negru, îi terorizează, le spune să-și schimbe numele, să nu mai vorbească românește, să nu se înscrie ca și români în registrele de stare civilă și chiar să renunțe la credința ortodoxă aceasta pe stil nou și să treacă la stilul vechi, care este cel tradițional ucrainean. Pe lângă, dar merg și la școală, opresc lecțiile, intră în formula aceasta,
înspăimântătoare după mine. Intră și la școală și le vorbesc copiilor în sensul acesta. Dar mai mult decât atât, ucrainenii dezvoltă, au o direcție de spionaj și ei ca orice stat, și Moscova a anunțat de câteva ori că a anihilat câteva grupuri care voiau să dinamiteze aeroportul acesta despre care vorbeam noi, care aveau în vedere niște obiective militare din zonă. Eu sunt foarte îngrijorat ca și cetățean român legat de aceste subiecte, pentru că apare acolo local o insecuritate a populației care ajunge chiar și în zona de vecinătate a țării românești. Și la Cernăuți se întâmplă evenimente din acestea. Și aici românii ca etnie sunt compresați. Dar cea mai mare lovitură s-a dat etniei românești și celorlalte etnii prin legea educației. Dacă vreți să comentați puțin legea educației, domnul general. Da. Ne-am sărit puțin peste evenimente, nu se putea altfel pentru că timpul nu ne lasă. Dar dacă vreți să reveniți la ceva, puteți să reveniți. Nu, vreau doar atât să spun că o parte importantă din evoluția evenimentului a fost influențată de extrema dreaptă din Ucraina și mai mult de atât, dumneavoastră menționați în principal maniera în care luptă cei din regiunile separatiste, dar în regimul de la Kiev, practic la început, nu a avut suficiente forțe militare ca să poată să chiar dacă declarativ președinte interimar de atunci, după ce a plecat Ianukovici, e vorba despre fostul speaker al Parlamentului al Radei ucrainene, care a zis că trebuie declanșată o operație antiteroristă, considerând teroriști pe acești rebeli, acești separatiști. E bine, s-au constituit batalioane care erau sponsorizate de ucraineni bogați. În aceste batalioane, în afară de ucraineni, au venit și reprezentanții extremei drepte din toată Europa și inclusiv din Cecenia. Și toți aceștia s-au... Și din Kosovo s-au dus acolo. Până când și-au fost atrocități exact asemănătoare cu cele care se întâmplă în anumite zone din autoproclamat stat al Irakului și Siriei. Adică au fost situații în care unele mame au primit capetele fiilor lor care erau luptători pentru rebeli. E, după ce au apărut presiuni din partea Occidentului, aceste batalioane, unele dintre ele au fost desființate, altele au fost incluse în armata regulată ucraineană. Cu toate acestea, extrema dreaptă este în continuare puternică în Ucraina, chiar dacă la alegerile parlamentare nu au obținut un scor prea mare, pentru că populația s-a temut de excesele pe care le-au văzut și ei la televizor. Deja în momentul de față există, cum caracterizează presa occidentală, al treilea Euromaidan, declanșat în bună măsură de Saakashvili, că ați menționat numele fostului președinte georgian, și care a avut destui susținători în primul rând în extrema dreaptă, dar și dintre ceilalți, pentru că situația actuală din Ucraina este, asta ați menționat partea aceasta, dar este și componenta economică, deci economia este într-o situație delicată, cu tot ajutorul pe care l-a primit din Occident, și corupția este destul de avansată. Din această cauză, Uniunea Europeană, spre exemplu, și IMF și Fondul Monetar Internațional au stopat ajutoarele pe care le-au promis. Și e vorba despre aproape un miliard de la Uniunea Europeană, adică 800 și ceva de milioane de euro și tot cam pe atâta de la Fondul Monetar Internațional, pentru că au fost angajamente din partea guvernului ucrainean că vor face reforma în justiție, vor constitui o structură independentă anticorupție pe care n-au constituit-o și mai mult de atât, există și în continuare evenimente destul de urâte, cum a fost și pe la noi. Dau numai un exemplu așa, pentru că a făcut
a ținut capul de afiș al, al presei pentru multă vreme, în lunile ultimului an. O femeie a fost călcată cu mașina de un cetățean, un nepot al unui judecător foarte important din Ucraina. Ei bine, acel individ, chiar dacă a călcat femeia aceea, nu i s-a recoltat probe biologice timp de 8 ore, timp în care, practic, el a putut să diminueze, pentru că se pare că era sub influența alcoolului. Dar nu era prima dată când se întâmpla așa ceva. Ei bine, sora acesteia, care era avocată, s-a luptat și a ajuns până la urmă de a reușit să convingă și pe alții ca să-l aducă la proces pe acest nepot al judecătorului. Și a pățit și ea un necaz. Exact. Și de 1 ianuarie 2018 cadavrul ei a fost găsit pe un râu. Și trebuie să adăugat aici că tatăl copilului... Se pare că tatăl, da. Da. A fost cel care... A amenințat-o și i-a promis că va fi ucisă. I-a promis nu că va fi ucisă, ci că se va sfârși rău pentru ea. Că asta este, de fapt, și substanța apărării respectivului. Deci avocații au spus nu a amenințat-o niciodată că o ucide, ci i-a spus că se va sfârși rău pentru ea. Ei, acum se poate interpreta oricum. Dar toate aceste evenimente nu au făcut altceva decât să atragă atenția Occidentului și sunt mulți jurnaliști care spun dar Occidentul chiar nu înțelege că această corupție trebuie stopată dacă vor cu adevărat democrație în Ucraina. Și chiar dacă au fost asigurați de sprijinul lor, e vorba despre de americani, și aceștia le-au atras atenția că ar trebui să facă mai mult pe acest domeniu, pentru că a trecut suficient populația de mult timp. Populația este îngrozită. Iar populația, da, este în această situație. Pe lângă, afară de acest caz al Irinei Nazdrovska, cred că o chema pe avocată, o persoană care s-a angajat, sigur legat de, de sora ei, s-a angajat într-o luptă din aceasta fără speranță împotriva abuzurilor din justiție și nu numai, dar în afară de aceasta, în Ucraina se petrec și alte lucruri pe lângă cele pe care le-am descris. Iată atacul cu ostatici de la Harkov, de la centrul poștal din Harkov, cum se știe. După aceea un avion malaizian lovit și căzut pe teritoriul, tot probleme care tulbură echilibru cetățeanului ucrainian, dar nu numai, și a celor din vecinătate. Da. Grupurile astea de persoane care spuneam după aceea la Kiev se dă avertisment celor care vor să plece la Moscova în vizită sau în Rusia și sunt avertizați să nu plece pentru că riscă să nu se mai întoarcă. Adică un fel de atmosferă din aceasta apăsătoare de spaimă, de groază, de nesiguranță care domnește în zonă. Jafuri, tâlhării, crime astea sunt obișnuite. Eu mai este și altceva. Nu știu dacă sunteți la curent. Cursa pe căi ferate Chișinău-Moscova a fost interzisă de către Kiev. Trecea pe teritoriul Ucrainei. Moscova și-a făcut o cale ferată care ocolește Ucraina. Sunt acolo niște lucruri care sunt împotriva naturii. Toate chestiunile acestea apasă pe lângă atmosfera de război și alimentația și alimentația cu apă și curent electric și celelalte. Asistența medicală. Asistența medicală, iată, creează o atmosferă apăsătoare în zonă. Eu spuneam că mi-e teamă că o să ajungă și la noi. Păi au ajuns deja cumva și la noi niște reflexe, pentru că, de pildă, vă spuneam la începutul emisiunii că guvernul a cerut județului Suceava, de pildă, să-și stabilească și să discute bugetul de război. La Iași și în toate județele din zona Moldovei s-au cerut, de pildă, s-a cerut și la instituția noastră capacitatea de cazare în spații de învățământ
în cazul unor posibile calamități. Păi, trimiterea este directă la Ucraina, e cea mai apropiată calamitate. Nu, există și... Iată că și noi deja începem cumva să fim marcați pe lângă ceea ce se întâmplă acolo. Dar domnul... V-aș vrea să acceptați să introduc în discuție și faptul că din cauza evenimentelor sunt foarte mulți refugiați. Moscova, spuneți, pe exemplu, care are aproximativ 2 milioane. După surse independente, ar avea 1,4 milioane. Polonia spune că are 1,6 milioane de refugiați. Și la noi sunt, dar nu se spune, cel puțin n-am găsit eu, da, câți. Dar, revenind la ce menționați dumneavoastră mai înainte, chestiunile acestea, în legătură cu guvernul, cu bugetul pentru situații deosebite, sunt obișnuite în orice țară și nu neapărat pentru o situație anume, ci sunt făcute de așa natură încât să se poată amenda în momentul când apare situația respectivă. Deci poate să fie cutremur și nu știu dacă ați remarcat. Dumneavoastră vorbiți ca un șef de stat major, ce ați și fost. Dar eu, ca cetățean, eu am datoria să corelez ce aflu aici și ce ordine se dau pentru români cu ceea ce se întâmplă dincolo de... De granița cu Ucraina. Admit, dar vreau să vă spun că în toată lumea există așa ceva, ceea ce nu s-a făcut, zic eu, cum trebuie până acum, apropo de mobilizare, pentru că, deși avem un sistem de recrutare pe bază de voluntariat, mobilizarea este obligatorie pentru că țara trebuie să știe pe ce contează. Resurse umane și materiale într-o situație deosebită, indiferent de ce natură ar fi acesta. Crizele nu sunt numai militare, pot să fie și civile. Și dacă ați remarcat, majoritatea televiziunilor aduc oameni care vorbesc despre posibil cutremur mare care ar putea să apară, având în vedere niște date statistice corelate cu ce s-a întâmplat. Aici aș vrea să vă rog să rămânem la cutremurul din Ucraina. Nu, doar vreau ca aveți tendința pe care o are un șef de stat major de a liniști populația. Haideți să ducem în Ucraina. Nu, trebuie să fie responsabilitate și din partea celui care lansează un anume anunț și din partea celui care îl receptează. Domnul profesor, să ne întoarcem la legea educației din Ucraina, care prin articolul 7 pune pur și simplu petrol pe foc. Da, reacțiile, cel puțin până în momentul de față, la cât știu eu, au fost numai din partea României și a Ungariei. Au fost reacții și înainte de a se semna... Cea mai puternică a fost a Ungariei. Mai puternică decât reacția României. A fost într-un stil, să zicem așa, caracteristic premierului Orban, care este un pic mai dur și zice-se că și asta ar fi fost la originea susținerii pe care o are acum într-o mare parte a populației. Da. Dar a blocat efectiv, printr-o hotărâre, nu mai știu, Parlamentul sau Guvernul, a blocat orice întâlnire NATO-Ucraina ca și component al NATO. S-a declarat împotrivă. Și din motivul acesta, discuțiile cu Ucraina în ceea ce privește eventuala aderență sau parteneriat NATO s-au blocat. Și în felul acesta se blochează și intrarea Ucrainei în Uniunea Europeană, pentru că este condiționată de intrarea în NATO. Românii au fost mai blânzi. Președintele și-a amânat vizita, am făcut și noi un protest, dar cam atât. Dar ce prevede legea educației? Articolul 7. A existat un proiect, un protest inclusiv de la Comisia Europeană. De fapt, un avertisment, o recomandare ca să nu se semneze. Chiar președintele Poroșencu era la Bruxelles în momentul când i s-a luat un interviu și a zis că nu e nicio problemă, că pot să vorbească în continuare în limbile lor, minoritățile naționale, că nu e vorba numai despre minoritatea română, ci de toate celelalte minorități. Și există ceea ce dumneavoastră ați anticipat cumva. Mulți ucrainieni sunt naționaliști cu tendințe spre extremism. Și cu această ocazie aș vrea să menționez ce spunea Alexandru Solzhenitsyn, care provenea dintr-o familie mixtă, tatăl ucrainean, mama rusoaică,
și spunea că ferească Dumnezeu să împingă pe ruși contra ucraineni, că va fi o catastrofă. Ceea ce, de fapt, se întâmplă în momentul de față, da. Pentru că și în războiul al doilea au existat excese de acest gen. Mulți au redescoperit istoria unui Banderas, care practic a fost șeful extremei drepte ucrainene în timpul războiului, înainte de războiul 2 și în timpul războiului al doilea mondial, care acum este considerat un fel de erou național și are din ce în ce mai mulți adepți. Și practic cred că această lege a fost votată la presiunea extremei drepte, pentru că în caz contrar, nu știu dacă ați remarcat, dar în 2016 prim-ministru Iațeniuc, care practic a fost prim-ministru încă de la începutul evenimentelor, adică din februarie 2014 până în 2016, a demisionat tocmai din acest motiv, pentru că nu a pus în operă reformele care le-au cerut occidentalii, care au investit mulți bani în Ucraina, iar rezultatele nu s-au prea văzut. Și el a demisionat sperând că din Parlament va reuși să controleze activitatea guvernului, inclusiv pe acest domeniu. El nu a menționat aspectul acesta, a menționat în primul rând partea economică și partea de justiție. Ce este, domnul profesor, că prin legea educației s-a interzis învățământul în limba română pe noi, acest lucru ne interesează. Limba minorităților naționale. În minorități ne interesează lucrul acesta, s-a mișurat numărul de discipline pe care se predau la gimnaziu și liceu în limba română, că era o limită, da? S-a interzis la 1-4 învățământul în limba română. Se face numai parcelar, se învață limbă română, dar mai înainte de toate se învață ucraineană și altele. Chestiunea este că aplicarea legii, spun jurnaliștii din Ucraina, aplicarea legii, acestei legi, se face cu dificultate, pentru că nu au profesori suficient de pregătiți în limba ucraineană care să preia niște discipline care până acum se predau în limba minorităților. Și sigur, nemulțumirea este și la ruși, și la unguri, și la polonezi, și la tătari, și la ceilalți. Din acest punct de vedere... Nemulțumirea este că, practic, este un prim pas spre asimilare forțată. Da. Asta este... Domnul profesor, dar există acolo un caz absolut dubios pentru mine. Dubios. Cazul Saakashvili. Deci un președinte gruzin care își termină mandatul în Gruzia, este invitat în Ucraina, făcut cetățean astăzi și a doua zi numit guvernator al Odesei. El știut fiind foarte bine că este un pro-american foarte atașat și foarte invocat. Și atunci îl importă ucrainienii, președintele de fapt, îl aduce în Ucraina și îl numește guvernator. Și acum vă rog pe dumneavoastră să povestiți devenirea acestui personaj de import, care până la urmă ajunge să fie împotriva lui Poroșenko și să vrea să-l trimit afară de la conducere. Cei doi au fost colegi la Universitatea din Kiev, asta este explicația, și opinia este a mea de data aceasta, că Saakashvili a plecat din Georgia pentru că el era acuzat de corupție și de abuz de forță. Și de abuz. Lucru care s-a și confirmat acum, un tribunal a decis să fie condamnat la 3 ani de închisoare. Deci zic eu că practic Poroșenko a vrut să-l salveze. Partea neplăcută a lucrurilor este că, în ceea ce privește relația celor doi, Saakashvili este totuși avid de putere. Asta a și recunoscut-o în mai multe interviuri pe care le-a avut în diverse ocazii. Și a crezut că ar putea chiar, deși nu o spune, dar asta este ceea ce a urmărit, practic din interviul la care făceam trimitere, el spune că practic nu prea se oprește la anumite lucruri. Nu prea are, să zicem așa, frâne, zic eu. Are frână, așa. Da. Și s-a întors împotriva binefăcătorului său,
cu speranța că probabil va fi el, dacă nu președinte, măcar prim-ministru al Ucrainei. Și în acest sens, practic, el a declanșat un nou Euromaidan. Exact. Au fost emise mandate de arestare, inclusiv la Kiev, pe numele său, pentru că a fost acuzat nu numai de tulburarea liniștii publice, ci și de corupție. Inclusiv. Și o arestare spectaculoasă, în care poliția cu mașina oprește în fața blocului, el fuge pe scară, se urcă pe acoperiș. Amenință că se aruncă, da. Da. Da, poliția îl reține până la urmă, îl duce la mașină, intervine populația, este arestat pentru 72 de ore, după aia eliberat. Da, deci nu știu dacă el este cel care ar fi personajul principal aici, și mai degrabă este o confirmare a faptului că guvernarea Poroșenko nu a reușit ceea ce a promis populației. Și practic pierde încrederea populației și încet, încet, inclusiv a Occidentului, care Occidentul nu îi spune de-a dreptul mă scuzați că trebuie să facă pasul înapoi, cum a spus altora. Îi spune nu, implementați reformele. V-am ajutat și vă ajutăm în continuare. E, de asemenea, mass media a început să aibă din ce în ce mai mult, să zicem așa, curaj. Pentru că acel caz de care am vorbit un pic mai devreme nu e singular. Au fost și alte situații în care oamenii au dispărut fără urmă, tocmai pentru faptul că cei care au avut bani, o parte, nu toți, cei care au avut bani mulți, s-au înconjurat de armate private și aceste armate private au făcut legea în zonele în care au fost respectivi. Din cauza asta, practic, printre altele, Poroșenko a pierdut și din influența asupra unora dintre aceștia, pentru că inițial i-a pus guvernatori pentru anumite regiuni, după care a destituit pentru că aceștia au vrut să acapareze și să ajungă un fel de feudali și să decide... O mică paranteză, domnul profesor. În Vâlmășeala, dezordinea și numărul bandelor în armate este mai mare decât la 1916. Când măcar se știa că erau, cine era cu albi, cine era anarhist și, mă rog, și se băteau între ei. Dar acum populația este asuprită și aservită unor asemenea feudali locali care domină prin forță, prin armată, prin abuz, prin braț în armat și așa mai departe. Din cauza asta sunt mulți refugiați, unii spre vest, alții spre est, și alții și spre sud, adică spre România, pentru că noi avem frontieră și în partea de nord cu Ucraina, tocmai pentru că ei resimt acut această stare de insecuritate și mai mult de atâta și-au pierdut încrederea și într-un viitor apropiat care să fie favorabil și în plan social, nu numai în plan economic și politic. Domnul profesor, m-a anunțat că mai avem un minut și v-aș ruga pe dumneavoastră să preluați încheierea discuției, insistând puțin pe modul în care România se pregătește pentru ce măsuri și-a luat România vis-a-vis de această vecinătate fierbinte. Polonezii și-au dublat numărul de avioane, mai sus în țările baltice, iarăși la fel, s-a întărit cu sisteme antirachetă, cu tot felul de armament foarte modern. Ce se întâmplă? Bine, și rușii pe partea cealaltă au dus la Kaliningrad armată serioasă, dincoace spre Ucraina, au toate motivele să maseze trupe. Vreau să spun că n-au stat degeaba. Ce se întâmplă în România? Forța economică a României, deocamdată, este mai modestă decât a Poloniei și din acest motiv 2% din produsul intern brut va fi insuficient pentru a asigura deficiențe existente în sistem, tocmai pentru faptul că timp de mulți ani, și zic mulți ani, asta înseamnă aproximativ 15 ani în care bugetul apărării a fost mult mai redus decât cel necesar. Și o mare parte din tehnica de luptă este, mă rog, o mare parte, nu știu cât, o parte din tehnica de luptă este învechită din punct de vedere moral, cum se spune, adică performanțele
sunt mai modeste decât alea care se cere în prezent. Totuși rușii fac referire la niște achiziții de rachete pe care noi le-am fi făcut de la americani. Da. Rachetele Patriot, formă și care ar avea posibilitatea să-i lovească în zona Crimeei. Nu. Rachetele Patriot sunt rachete antirachete, spre deosebire de S-400, care pot fi folosite inclusiv împotriva țintelor terestre, nu numai împotriva țintelor, da. Dar probabil că în perspectivă, de asta, printre altele, avem și un comandament operațional NATO la noi, de asta există și forțe militare ale NATO și ale Statelor Unite la noi, pentru ca să suplinească deficitul existent în România. Domnul profesor, vă mulțumesc foarte mult, stimați spectatori, discuția noastră s-a încheiat, sperăm că am reușit să furnizăm într-un timp foarte scurt câteva informații necesare publicului, dar trebuie să recunoaștem cu toții, evenimentele sunt mult mai încălcite și se poate discuta vreme îndelungată dacă dorim să luăm așa fiecare. Să sperăm că informarea pe care noi am servit-o astăzi va reprezenta un punct de plecare de interes pentru cei care doresc să se documenteze. Mulțumim foarte mult și domnul Gea și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Și eu.